scurtături nu prea există în medicină și în chirurgie mai ales. Trebuie să urmezi calea sigură a tuturor rigorilor care se aplică. Deci, după cum știți de prin mass media sau știu cei care ne privesc, sau poate unii nici nu știu cât de multe pericole există în momentul în care ai pășit în tainica și misterioasa pădure a chirurgiei estetice. Te pot paște primejdii din umbră, fără să le știi. Și dacă te expui, asta înseamnă să nu ai informații, să nu cauți informații despre locul unde ți se întâmplă un act medical, să nu știi cine acționează asupra ta. Pentru că, iată, lumea este mare și plină de răufăcători, chiar și în domeniul nostru. Persoane incompetente, persoane care nu sunt antrenate și instruite pentru foarte sensibila și importanta acțiune de schimbare a trăsăturilor feței sau corpului.